Slăvit să fie Domnul! Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în ziua de astăzi. Dacă mi-amintesc bine, și anul trecut, pe 6 ianuarie, am fost tot aici și am predicat. În anii de slujire mi s-au întâmplat multe lucruri și când am venit cu acest grup și cu fratele Beni, mi-am adus aminte de o întâmplare, vreau să vă relatez. Am fost chemat într-o adunare mare la o evanghelizare. Era sâmbătă seara, adunarea foarte aglomerată, dar eu am mai luat încă doi frați cu mine să mă ajute în lucrare. Pe fratele Mitică Fedor, ca să recite poezii, și pe fratele Ghiță Ciobanu să-mi facă o introducere. M-am lipit cumva de păstor și am spus, mai am doi frați care ar putea sluji. Și păstorul zice, nu, numai tu, frate. Te rog frumos, este un frate care recită poezii, fratele nu-l cunoștea. Și până la urmă am negociat, măi, dar le știe pe de rost sau le citește, măi, dar le spune sau le cântă. Acum eu nici nu l-am lăudat tare, mă temeam, da, dacă greșește chiar acum. Și am spus, frate, l-am mai auzit recitând, recită bine, păi să spun una, dar pe obrazul tău îl pun. Și era adunarea foarte mare, plină, o ieșit fratele Mitică Fedor, domnule, o recitat o poezie cu har, harul lui Dumnezeu, lacrimi, era o frumusețe. Și păstorul se uita și când se coboare fratele Mitică, îl prinde de mână și o vrut numai să se informeze, mai aveți o poezie? Și Mitică o zică, da, se întoarce înapoi și mai recite una, tot atunci. Atâta m-a rugat de păstorul acela, pune-te rog, am un frate mai tânăr ca mine, el eu cu mine în lucrare, pe fratele Ghiță Ciobanu, să-mi fac o deschidere. Băi, nu mai este timp. Frate, te rog frumos, e un băiat bun. Măi, hai, tot pe obrazul tău. Frații mei, eu sunt prieten cu Ghiță, l-am auzit, am predicat de multe ori, de zeci de ori împreună. Cea mai bună predică a fost atunci. Așa, domnule, l-a folosit Dumnezeu, extraordinar l-a folosit și a predicat fratele Ghiță. Mie mi-a rămas să fac la urmă o încheiere, ceea ce am și făcut. Dar ce mi-a plăcut când am gătat la urmă vreo 5-6 frați pe lângă fratele Ghiță. Frate, n-ai un număr de telefon. La mine nu a venit nimeni să ceară numărul de telefon. Eu atât am rugat de fratele Adi și am spus, măi, fratele cu care sunt eu e mai bun decât mine. Și anul trecut când am predicat despre lecțiile lui Ioan Botezătorul, spuneam că el ne învață o lecție. Și la un moment dat, privind la Domnul, spunea, el trebuie să crească, iar eu trebuie să scad. Și eu am în minte predica de anul trecut și probabil că vom mai aduce și alți tineri, îi promovăm și începem cu Elim, nu? Promovarea o începem de aici, de la Elim, că dumneavoastră sunteți mai primitori. Domnul să vă binecuvinteze! Eu am venit astăzi la Elim, nu am fost, avem un turneu de evangelizare, Elimul n-a fost prins, fratele Vali e vinovat, dar oricum îi mulțumesc, m-a părât la fratele Mitică și atunci a venit automat invitația, mulțumesc fratelui Gelu care ne-a găzduit și care se cheltuiește pentru noi, dar am venit fără o predică pregătită pentru Elim. Și asta înseamnă, mă gândeam eu dimineață, m-am trezit pe la ora 5 și am spus, ăsta ori un act de mare credință, ori lipsă de înțelepciune. Și am constatat eu că să vii la Elim fără să ai o predică pregătită, mai degrabă e lipsă de înțelepciune. Și m-am trezit dimineața la 5, m-am rugat Domnului și Domnul mi-a dat câteva gânduri să le împărtășesc cu dumneavoastră și îi spuneam fratelui Bine, am primit un gând de la Domnul despre glasul acela care striga în pustie. Dar eu nu am lucrat la muzeu, nu sunt cercetător istoric, nici arheolog, nici nu scutur praful istorie de dragul de a face alt praf. Eu voi prezenta glasul lui Ioan Botezătorul, dar mi-aduc aminte că Roman 15:4 spune că tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Și aș vrea ca să preluăm noi acel glas al lui Ioan Botezătorul și să continuăm să avem strigarea pe care o avea Sfântul acesta. Mă gândeam că eram preajma primei veniri a Domnului Iisus. Societatea
Nu vorbesc de neamurile care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Însă și evreii erau în robie, erau idolatri, îl tăgăduiau pe Dumnezeu, dar în planul de mântuire, în planul măreț făcut de Dumnezeu, se avea în vedere ca la împlinirea vremii, însăși Fiul lui Dumnezeu să vină pe pământ să lucreze la mântuirea oamenilor, la răscumpărarea oamenilor din păcat. Și Dumnezeu a pregătit în amănunt planul acesta. Din punct de vedere administrativ, știți că era Imperiul Roman, desființate vămile, limbi de circulație, drumuri bune să se poată circula. Dar din punct de vedere religios, în cartea Maliahii, capitolul 4, ultimele două versete, era o prorocie. Voi trimite pe robul meu, pe Ilie, ca să aibă o lucrare specială, să îndrepte inima părinților spre copii, inima copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Și Ioan Botezătorul avea această misiune de a pregăti calea Domnului. Și el a făcut-o. Dragii mei, în momentul de față ne aflăm în fața altui eveniment. Dacă venirea în lumea Mântuitorului, întruparea Lui prin Fecioara Maria, a fost un eveniment care a schimbat cursul istoriei, la ora actuală ne aflăm în preajma altui eveniment, poate mai mare, care va schimba nu numai cursul istoriei omenirii, dar va schimba universul și va aduce o schimbare și o transformare extraordinară. Noi suntem în pragul revenirii Domnului pe nori. Vine Domnul iarăși aici pe pământ, dar nu mai vine ca să aducă mântuire sau nu mai vine ca să fie rob, nu mai vine ca să moară, El vine pe norii cerului ca să judece vii și morți. El vine cu slavă și mărire și în Apocalipsa spune, iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei care l-au străpuși și toate semințiile pământului se vor boci din pricina venirii Lui. Dragii mei, evenimentele se precipită, să știți. Noi suntem în preajma revenirii Domnului Iisus Hristos și aș vrea ca cei de la Elim să strige tare lucrul acesta. Dacă lui Ioan i s-o tăia capul și-o adormit sub glie și-o murit și-i mort și-i îngropat, noi suntem astăzi vii, trăim în Timișoara și trebuie să facem noi lucrarea aceasta pe care o făcut-o Ioan Botezătorul. Să revenim pe toți și să spunem că Domnul nostru vine iarăși, amin? El va veni. Noi avem o cântare veche care spune, Iisus a rânduit o zi când va veni pe nor. La sunetul de trâmbiță să-și ia al său popor. Va mai veni, dar nu va fi el sluga tuturor, ci încoronat el va veni ca un judecător. Eu vă întreb acum pe dumneavoastră, așteptați venirea Domnului? Ne pregătim pentru acest mare eveniment? Și dacă ne pregătim pentru aceasta, haide să-l trâmbițăm, hai să-l povestim și haide să spunem tuturor care-i nădejdea noastră. Noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Doamne, ajută-ne la aceasta! Nu vreau să vorbesc de mesager pentru că s-a vorbit. Un om sfânt și sfințenia aceasta lui îi dăruia o mare autoritate. Că și astăzi sunt multe glasuri, frații mei, dar glasul nostru parcă nu mai are acea autoritate. Eu mă gândeam ce om era Ioan Botezătorul când câteva luni de slujire o strâni tot Israelul și ieșeau oameni din cetăți, din cătune, se duceau în Betabar acolo unde boteza el și veneau la el ca să fie botezat. Ce om era acesta când au văzut farisei, cărturari venind la el, s-au îndreptat și le-au spus, pui de nepurgi, cine vă învăța să fugiți de mânia viitoare? Mergeți și faceți roade vrednice de pocăința voastră. Vedeți ce autoritate avea omul ăsta? Eu cred că autoritatea asta era rezultanta sfințirii, rezultatul sfințirii pe care o trăia. Și Domnul are nevoie la Timișoara de sfinți. Are nevoie de bărbați sfinți, are nevoie de femei sfinte, să ne ajute Domnul să ne sfințim, amin? Așa o putere numai Hristos a mai avut-o și mai mare. Eu de multe ori m-am gândit, merg la multe evangelizări,
postim, ne rugăm, ne pregătim și noi, predicatorii, și biserica, și parcă ne milogim de careva, parcă cerșim de la cineva, nu vrea cineva să-L urmeze pe Domnul. Mi-aduc aminte, Domnul trecea pe țărmul Mării Galilei, erau acolo doi pescari, tocmai aveau bărcile pline cu pește, le-o tras la mal și Domnul îi spune, veniți după mine. Culmea, oamenii ăștia lasă mreji, lasă bărci, lasă totul și merg după Iisus. Eu tot mă gândesc, ce putere era în chemarea Mântuitorului? Așa aș vrea la Elim să fie predicator din ăștia. Și nu că s-a dus la doi pescari neștiutori de carte, dar au trecut pe la vamă și s-a dus la șeful vamii și a spus, tu vină după mine, îl închide catalogul, pune pondei acolo și merge după Domnul și devine apostol. Ce putere avea chemarea asta Domnului Iisus? Dacă mă rog pentru ceva, de ori de câte ori predic, și dacă mă rog pentru predicatorii, frații mei de slujire, spun, Doamne, dă-le autoritate în cuvânt. Dar autoritatea aceasta cred că vine din sfințirea care o trăim. Vă rog, frați și surori, trăiți în sfințări înaintea lui Dumnezeu. Știți că atunci când cântă o cântare, o fată care e sfântă, se cunoaște? Și care când cântă o artistă, eu iară cunosc. Când predic un om pocăit, eu cunosc. Și când predic un artist, eu iară cunosc. După Revoluție era acea modă a evangelizărilor. Și eram într-o adunare foarte mare. Și balcoane pline și chemat un predicator bun. Eu aveam o considerație pentru el. Și am luat-o și pe mama. Mama mi-a născut în pocăință în 1930, în pocăință. V-am povestit, rămas orfană de mamă, bunicul la Cernăuț, au crescut trei orfani, bunicul a stat 5 ani închis, 4 ani și 8 luni. Și era o femeie cu frică de Dumnezeu, ceea ce spunea bine, pot să spun și eu, că înainte de a muri, ea mă chema la dânsa, la ordine, eram păstor, adunare mare, și îmi spunea, băiete, eu nu m-am jucat cu pocăința, băiete, nu-mi place pocăința ta, vin musafiri, de ce ați râs atâta? Cu un pocăinț trebuie să se roage, să cânte, nu să râdă. Dar atunci am luat-o pe mama și a predicat omul la grozav și a făcut niște chemări așa de frumos. Eu eram încântat cu gura până la urechi și mă uitam la mama asta serioasă. În mașină i-am spus, mamica, ți-a plăcut? Și i-am spus, băiete, tătă-i din fire. În seara asta omul ăla n-a vorbit de la Duhul Sfânt. Oricum acum e exclus, dacă vreți, din cultul pentecostal. Și eu spun, nu te tem de Dumnezeu, mamă. Nu mă tem, eu cunosc. Fraților, nu vedeți că atunci când cântă niște băieți pocăiți, niște fete pocăiți, coboară harul lui Dumnezeu? Nu vedeți că recită un om care trăiește cu Dumnezeu, îi har în adunare? Eu vreau ca Domnul să vă binecuvinteze cu pocăință, cu sfințire și atunci slujba noastră va fi una plină de autoritate. Mă gândeam la Ioan Botezătorul și un singur amănunt. De unde atâta zel? De unde atâta pato și râmnă? Și el spune, eu îs prieten cu el. În Ioan 3, cine are mireasă este mire, dar eu îs prieten cu mirele. Hai să fim prieteni cu Domnul Iisus. Și să spunem tuturor că mirele nostru vine pe nori și vine să ne ia și pe noi, Doamne ajută-ne la aceasta. Gândindu-mă la mesajul pe care îl avea Ioan, eu am spus că el a prezentat lumii de atunci și națiunii lui Israel câteva lucruri care trebuie să le prezentăm și noi. În primul rând, în fața evreilor, el l-a prezentat pe Hristos ca fiind mântuitorul lumii. Și spune Ioan 29, s-a citit cuvântul, a doua zi, el l-a văzut pe Domnul, a ridicat mâna, îmi imaginez eu, și o striga tare, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. L-a prezentat pe Domnul Iisus ca fiul al lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă? Eu am mai ascultat, am mai cercetat, am mai studiat și în loc să mă zidesc, m-am tulburat foarte mult. Există o tendință la ora actuală ca să-L minimalizăm pe Domnul, să-L excludem, dacă vreți, din ecuația mântuirii. E adevărat să acceptăm că sărbătorile creștine au fost suprapuse cu cele păgâne ca să fie pace în Imperiul Roman.
Pentru că nimeni nu știe când s-a născut exact Mântuitorul. Cercetătorii dau ca și dată 17-19 aprilie. Dar din punct de vedere politic, lumea creștină de atunci au acceptat sărbătorile păgâne, le-au suprapus și a fost pace în Imperiu. Îi dovedit asta, eu nu fac politică religioasă. Pe 25 decembrie era la romani Saturnalile, nașterea zeului Soare, și s-a pus și nașterea lui Mesia și toată lumea avea sărbătoare. Noi sărbătorim asta. Dar știți ce mine caz mie? Mine caz că 2 săptămâni cântăm și vorbim de nașterea Domnului numai în decembrie. Și în ianuarie, în februarie, în iulie, parcă ne temem să predicăm despre asta. Eu sunt de acord că scrie în Biblie, nu putem scoate noi pasajele din Biblie că suntem mai înguști. Vorbim de nașterea Domnului, dar vorbim și în iulie, și în august, și în septembrie, Dumnezeu să ne ajute. Dar rețineți un gând. Lumea din afară se luptă să-L pună pe Hristos pe picior de egalitate cu alți profeți. Și asta e o erezie. Iar în lumea creștină se duce același război. Recent îmi spunea, pe data de 2 ianuarie anul ăsta, vorbeam cu un păstor cu gamă largă, așa, cu o viziune, cu multă informație. Și îmi spunea, mi-a spus și orașul din România, un centru universitar, unde tineri creștini s-au dus să scoată o aprobare pentru o manifestare publică cu ocazia sărbătorilor și li s-au recomandat foarte ferm: în colindele dumneavoastră și în cântecele dumneavoastră vă recomandăm să nu apară numele lui Iisus. Adică, ce mai sărbătorim? Un Crăciun? Un om îmbrăcat în roșu și cu barbă de vată, pe ăla îl sărbătorim? Căci Crăciun ajung și în adunările noastre, și în cântările noastre, și în poeziile noastre, și în predicile noastre. Eu vreau să o spun tuturora, noi sărbătorim nașterea lui Iisus Hristos, amin? Știți ce se întâmplă? Ioan l-a arătat pe omul acesta, uite, el îi mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar la ora actuală există lupta aceasta. Mă doare de ignoranța din lumea creștină. Spui, domne, ce se sărbătorește la Paște? Nu știu, un iepuraș de ciocolată. Când eram eu mic, nu era iepuraș la Paște, nu era. Nu era iepurașul de ciocolată, ciocolată nu era deloc pe atunci. Dar acum iepuri de ciocolată și reclame, ce-i? Îi Paștele. Și oamenii cred că sărbătorim iepurașul, de Crăciun sărbătorim altele și l-am înlocuit pe Hristos cu tot felul de Dumnezei și de zei aduși de la daci, de la romani și de unde mai sunt ei. Ioan Botezătorul spunea, El e Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea să spunem tuturora că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Amin. Și spunea cândva Apostolul Petru, și vreau să-și citesc cuvintele acestea, așa de mult îmi plac, în Fapte, de exemplu, în capitolul 4, spune așa, versetul 10, să o știți toți și să o știe tot norodul lui Israel, omul acesta se înfățișează înaintea voastră, pe deplin sănătos, în numele lui Iisus Hristos. Fraților, nu este alt nume, versetul 12, în nimeni altul nu-i mântuire, nu-i sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, decât în numele lui Iisus Hristos. Spunea Pavel în Filipeni că el s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. I-a dat un nume mai presus de orice nume, ca în numele lui să se plece orice genunchi, acelor din cer, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu, că Iisus Hristos e Domnul. Amin? Eram în America și un frate, eu cred că e un proroc autentic și păstor, plecat din zona Timișoare, și dacă vă spun numele, îl știți, prin care Dumnezeu lucrează. O venit la mine și a spus, frate Dragoș, am avut o vedenie pentru dumitale. Spune, frate, ce vedenie? L-am văzut pe Domnul Iisus ca un împărat. Era încoronat, era cu mare slavă. Și mi-a spus mie așa, spune lui Dragoș că dacă mă cinstește pe mine și eu îl cinstesc pe el. Și fratele a întrebat, dar cu ce să vă cinstească, Doamne? Și el a spus, să nu strige după mine, tu și Iisus, că eu sunt Domn. Știi ce spune Apostolul Petru?
Pe acest Iisus Dumnezeu l-a făcut Domn. Deci în formula noastră de adresare îți deranja când aud tu, Iisus. Eu la mama tot timpul i-am spus matale că tu trăiți și la tata tot. Parcă tutuiala asta, dar pentru că eu am avut vedenia asta, de atunci încerc să o respect. Și am spus, Doamne, iartă-mă pentru lipsa mea de respect și de reverență. Dar eu știu că Iisus Hristos a murit, a înviat, s-a înălțat și Dumnezeu l-a făcut Domn. Amin? Fraților, vindecarea de boală este numele lui Iisus Hristos. Avem dovezi, avem experiență, avem mărturia unora care s-au rugat mult pentru bolnav fără niciun rezultat. Și în încheiere a spus păstorul acela, Tată, dar eu toate te rog în numele lui Iisus Hristos. Și când o rostim numele lui Iisus Hristos, bolnavul s-a ridicat din pat, că vindecarea e în numele lui Iisus Hristos. Mântuirea este în Iisus Hristos. Predicat tot același Petru în Fapte 10, citim dacă vreți versetele 42. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodul și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El, capătă prin numele Lui iertarea de păcate. Fraților, iertarea de păcate, mântuirea și vindecarea ni se administrează, ni se dă într-un singur nume, numele lui Iisus Hristos. Asta a făcut Ioan, el e mielul lui Dumnezeu, el e fiul lui Dumnezeu. Hai să nu cădem în cursa diavolului și să înlocuim domnia lui Hristos cu fel de fel de obiceiuri practicate în lumea creștină. Rămânem să credem, Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, sărbătorile noastre sunt în cinstea Lui, slujbele noastre sunt toate în cinstea Lui și trăirea noastră e pentru El. Doamne ajută-ne! Ioan Botezătorul a avut viziunea deosebită că l-a văzut pe Hristos ca un mire și biserica a văzut-o ca pe o mireasă. Și el spunea că cine este mire, are mireasă. El a văzut prin Duh, a fost cel mai mare proroc născut din femeie. Și avem argumente să spunem de ce lucrul acesta, dar el a avut viziunea asta. Ce aș mai vrea să vă spun eu, cât timpul trece, mă gândeam că să predic mai puțin, să mai cânti, frate. Ioan Botezătorul l-a prezentat pe Domnul ca fiind Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Ioan Botezătorul, în al doilea rând, glasul ăsta care striga, că despre el predic, și care va trebui să-l împrumutăm noi și să strigăm noi mai departe, a prezentat pocăința în cele mai mici amănunte. El a prezentat prima predică a lui, spune acolo, a început Ioan să propovăduiască, zicea, pocăiți-vă. Ioan Botezătorul prezenta pocăința în amănunt. Ce e aia pocăință până la urmă, nu? Că în Vechiul Testament nu prea apare cuvântul ăsta, apare câteva subtitluri, îndemn la pocăință, în Isaia, în Ieremia, în Ioel, în Zaharia, astea nu sunt originale. Pocăința e un cuvânt care apare în Noul Testament, dar Ioan așa o prezintă pe domenii ca să o înțelegem noi. Se spune, faceți roade vrednice de pocăință. Dar oamenii nu știau ce sunt alea roade vrednice. Și au venit oamenii la el și le-au spus, dar în domeniul material, eu vreau să mă pocăiesc. Cum adică să mă pocăiesc? Și Domnul spunea așa, cine are două haine să dea una la cel care n-are. E un act de pocăință și cu mâncarea să faci la fel, spunea Domnul. Deci, compasiunea, mila, dorința de a dărui fac parte din pocăință. Apoi spune cuvântul Domnului acolo că au venit la el niște vameși. Dar noi cum să ne pocăim? Măi, să nu luați decât ce vii cu drept. Corectitudinea face parte din pocăință. Fii un om corect. Fii un om drept în toate activitățile care le faci tu. Asta înseamnă pocăință. O venit la el niște ostași, dar noi ce să facem? Păi voi să vă mulțumiți cu lefurile, să nu stoarceți nimic cu sfila, că și mulțumirea asta face parte din pocăință. Și acum eu vă întreb așa, în
domeniul ăsta material. Aici, la Timișoara, suntem pocăiți, ne-am pocăit. Așa ne prezintă Ioan pocăința în termeni practici. Și dacă vreți să mai spunem ceva, Domnul Iisus intră în contact cu mai marele vameșilor numit Zacheu și spune că azi a intrat mântuirea în casa aceasta și Zacheu se pocăiește deodată. Și spune, Doamne, dacă am năpăstuit pe careva, îi dau împătrit. Averea mea o dau jumate la săraci. Asta face parte din pocăință. Dacă n-ai fost corect și vrei să te pocăiești, mai repară ce poți repara. Frate de la Vicov avea o întâmplare că un geambaș din ăsta, din vite, negustor de vin, de vite, cumpăra vite și vindea. Și la urmă, la unul i-o fura vaca cu totul. Stăpânul nu a fost atent, l-a înșărat și i-o fura vaca. După ceva vreme, o venit la adunare și a spus, fraților, eu vreau să mă pocăiesc. Vreau să fiu cu dumneavoastră aici împreună. Frații l-au întrebat, era fratele Vasile Cherba, Matei Cornea, măi, dar ai ceva de rezolvat, te mustră cugetul? Măi, am furat o vacă la acela. Și fratele Cherba îi spune, du-i vaca înapoi. Și omul a luat vaca, i-a dus înapoi, eu ți-am furat-o, dar eu m-am pocăit. Știi dumneavoastră povestioara aia hazlie, când o vecină lua lapte de la altă vecină, știți? Și la un moment dat a întrebat, vecină, ți-ai schimbat vaca? Și vecina a zis că nu, m-am pocăit. Nu mai punea lapte, nu mai punea apă în lapte, știi? Asta înseamnă pocăință practică, că doctrină și atributele lui Dumnezeu și altele le-am putea predica, dar Ioan vine și spune, pocăiți-vă! Și am întrebat oamenii, cum să ne pocăim? Păi uite așa să vă pocăiți. Adică să fiți oameni corecți, să fiți oameni mulțumitori, să reparați ce ați greșit în măsura în care se poate, să dăruiți celor care nu au. Eu spun, Doamne ajută, la microfon. Apoi vorbea Ioan aici de domeniu moral. Ce înseamnă pocăință? Și omul ăsta cu autoritate, parcă nu s-ar putea duce în cătunii să predice. Parcă n-ar avea alte subiecte de predice. Se duce la cărmuitorul Irod și îi spune, nu ți-i îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. Atâta m-am gândit, mă, de ce l-ai stârnit? De ce l-ai stârnit? Că unii predică de Daniel că a fost aruncat în groapă, dar nu a tras leii de mustață. Și eu cred asta, că a avut înțelepciune. Dar de ce Ioan Botezătorul a tras leii de mustață? De ce s-a dus la palaș și a spus, nu ți-i îngădui să trăiești cu nevasta fratelui tău? Asta face parte tot din pocăință. O viață curată, o familie binecuvântată, un cuget curat, fidelitatea în căsnicie, face parte din pocăință? Și eu vă spun, da? Și apoi vine Pavel în Efeseni 5:11, parcă și spune, și nu luați parte deloc la lucrările neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă, osândiți-le pe față. Ne temem să osândim, că devenim nepopulari, devenim stânjenitori, ne evită și frață, ne evită colegii de servici. Dar Ioan nu s-a temut, el când propovăduia pocăința, el spunea ce-i bine și ce nu-i bine. Și noi trebuie să facem tot așa la Timișoara, să ne ajute Dumnezeu, amin? Și apoi din punctul de vedere religios, Ioan i-a învățat și aia pocăință. Și acum vin mulțimile, ies din cetăți, vin la el și mărturisându-și păcatele. Că pocăință înseamnă mărturisirea păcatelor. Că pocăință înseamnă să primești botezul în apă. Și mărturisându-și păcatele, erau botezați de Ioan. Și Ioan spunea, cât despre mine, eu vă botez cu botezul pocăinței înspre iertarea păcatelor. Asta înseamnă o pocăință completă și în domeniul material, și în tot domeniul ăsta moral, și nu intrăm în amănunte, la și în domeniul religios, trebuie să ne pocăim și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Ioan l-a prezentat pe Domnul. Ioan a prezentat pocăința și Ioan a prezentat judecata lui Dumnezeu. El a văzut că dincolo de harul lui Dumnezeu există o zi a judecății. Cât despre mine eu vă botez în apă, dar după mine vine unul care e înaintea mea,
El vă botează cu Duhul Sfânt și cu foc, El are lopata în mână, El curăță aria cu desăvârșire, El pune grâul în grânar, iar pleava o aruncă în foc. Vedea Ioan focul acela, un foc care nu se stânge. Matei 3:10, iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomului, dar pomul care nu face roadă va fi tăiat și aruncat în foc. Ioan are viziunea judecății lui Dumnezeu. Și noi trebuie să spunem tare în Timișoara și trebuie să o strigăm tare în Suceava și unde ne aflăm. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Amin? Iisus Hristos ne-a chemat la pocăință. Asta a predicat Ioan, asta a predicat-o Domnul, asta a predicat ucenicii după aceea. Marcu 6:12. Ei au plecat, propovăduiau pocăința. Asta facem și noi. Și apoi Ioan vorbea de o judecată care să vie. Și acum nu intrăm în amănunte, dar vă spun un singur lucru. Noi suntem aproape de revenirea Domnului. Să știți că poporul Domnului va trece prin încercări. Necazurile ne sunt pregătite. La ora actuală, cea mai mare prigoană e prigoana împotriva creștinilor. Cei mai mulți martiri la ora actuală o dau creștine în țările musulmane, prin Ucraina și peste tot. Frații noștri mor pentru Domnul, surorile noastre, băieți și fete, copiii noștri sunt aduse ca ofrandă înaintea lui Dumnezeu. Ei mor acum pentru Domnul. Vine vremea să se dezlănțuiască și prigoana. Bunicul meu îmi povestea, măi băiete, când eram la Cernăuți condamnat pe 25 de ani, ne adunam în celulă și Duhul Sfânt striga, va veni o vreme când vă veți bucura cu ușile și ferestrele deschise. Erau în celune, erau încătușați, era greu să crezi prorocia asta, dar a venit vremea când s-au deschis ușile temniță și acum avem ferestrele și ușile deschise. Din loc în loc și tot mai des, Duhul Sfânt strigă că peste poporul Domnului vor veni încercări. Se apropie sfârșitul, spuneam, se precipite, se grăbesc lucrurile și vine judecata lui Dumnezeu. Vine o vreme, de-aia așa v-aș ruga, oameni buni, nu vă mai legați așa de tare de pământul ăsta. Noi îngrijim de familiile noastre, am și eu copii de care mă îngrijesc. Ne înfigem rădăcinile în solul ăsta și uităm de venirea Domnului. Vine o zi când pământul cu tot ce este pe el va arde. Mai credeți asta? Eu o cred în toată inima. Și toată truda noastră, toată agonisiala noastră le strângem. Neamurile se frământă și strâng pentru foc. Vine o vreme în care cerul va trece cu trosnete și trupurile cerese vor topi de mare căldură. Revenirea în slava Domnului va fi un eveniment care va schimba universul întreg. Dar noi, cei de la Elim, după făgăduința Lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Doamne, ajută-ne! Știți de ce am avut îndemnul ăsta pentru dumneavoastră? V-am spus, nu-s arhivar. Până la urmă, Ioan Botezătorul a murit, i s-a tăiat capul și va primi o dreaptă răsplătire. Domnul are nevoie de glasul tău aici în Timișoara și Domnul vrea ca să fii un sfânt și să ai un mesaj sfânt. Amin? Am început predica cu glasul care strigă. Închei predica uitându-mă în adunare la urechea care ascultă. Amin.